Фимия Фазар Датина. Хорошо. Ai lucrat azi? Te rog să nu mai pierzi timpul. Știu că ți-e greu să te expui prin arta ta și să fii transparentă, dar trebuie doar să pui mâna pe o pensulă sau un creion și să începi să le folosești. Ai noroc că ai pasiunea asta pentru artă. Ai noroc că ai pasiunea asta pentru a crea. Ai noroc că ăsta e modul tău de a comunica cu tine însuți. Știu că uneori îți este greu să te accepți și să te înțelegi, dar într-o zi vei realiza că nu e nimic în neregulă cu tine. Cu cât creezi mai mult, cu atât te apropii mai mult de acea zi. Oare te vei descurca anul ăsta? Dar știi că profa a zis că cine nu lucrează vara asta nu intră la facultate. Sigur ai lucrat destul? Și când sunt tristă și când sunt fericită, nu contează. Dar crezi mai mult că sunt tristă. Mi-a fost foarte greu să mă expun. Adică mi-a fost foarte greu să cânt în fața unui public, să țin în brațe o trupă sau să fiu conștientă că în fața ta ai 100 de oameni care toți sunt atenți la tine. Hoping to be cleansed by the waters of God, tripping through a broken rooftop, disturbing the peace. Din punctul meu de vedere, toți suntem creatori. Este, de fapt, pe mine asta mă inspiră cel mai mult, unicitatea umană și faptul că mă duc pe stradă și văd cât de diferită sunt față de ei și ei cât de diferiți sunt față de mine. Încredere de sine. Sincer, asta e cea mai mare problemă mea. Și nu știu exact cum poți să te scoți din chestia asta, pentru că degeaba vine mama sau tata sau tu și îmi spui tu, Alesia, tu chiar ai ceva fain în tine și nu are rost să te ascunzi. Este imposibil. Numai noi ne putem da seama de chestia asta. Țin minte că prima piesă pe care am putut să o numesc piesă a fost piesa pe care am scris-o pentru tine. Nu știu dacă mai ții minte. Tu te mutai la nu știu ce școală și eu nu vreau să pleci pentru că eram atât de legate și aia a fost fix prima oară când am cântat în fața altor oameni. Era asta, nu știu, Franuș. La...
Și mie mi-a fost dor de tine.